Caz șocant într-o parcare din comuna Șimian, o tânără din județul Mehedinți a fost găsită legată de bancheta din spate a unei mașini care nu îi aparținea. Tânăra era tulburată, fiind incoerentă în propriile declarații. În jurul mașinii parcate se afla lenjeria intima tinerei, dar și bilete cu declarații amoroase. Mașina în care a fost găsită tânăra este a unui șofer de tir. Autoturismul era vizibil vandalizat, fără numere de înmatriculare. În jurul mașinii se aflau bilete de dragoste, dar și lenjeria intimă a tinerei. Din sursele noastre se pare că acesta este de fapt un triunghi amoros, în care există foarte multe necunoscute, însă șoferul tirului, care este și proprietarul autoturismului vandalizat, susține că nu o cunoaște pe această femeie. Tânăra în cauză susține faptul că mașina îi aparține și că valorează milioane de euro. Ba mai mult de atât, aceasta declară că autoturismul a fost vandalizat de câțiva tineri, luați la ocazie chiar de ea, ulterior lovindu-i mașina cu pietre. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit identitatea persoanei. Este vorba despre o fată în vârstă de 20 de ani din localitatea Voloiac, care a fost internată într-un centru de psihiatrie din municipiul Drobeta, Turnu Severin.